Titlul meditației din această zi este sub formă de întrebare: pentru ce lupți? Fiecare dintre noi trebuie să avem un motiv pentru care trăim în viață. Unii avem un motiv, alții avem motive. Da? Spunea cineva că sunt două zile importante în viață: aceea în care te-ai născut și aceea în care ai aflat pentru ce te-ai născut. Unii nu află toată viața și, prin urmare, își tot caută motive pentru care să trăiască. Dar o viață cu adevărat împlinită și fericită este una condusă de un motiv central, un motiv principal. Bineînțeles, pot să existe și ramificații, dar dacă nu știi concret pentru ce trăiești, nu trăiești viața la adevăratele ei profunzimi. În Epistola către Evrei, o epistolă pe care foarte mulți teologi spun că a scris o Sfântul Apostol Pavel și eu cred la fel. Unii spun că nu se știe exact, îi respect la fel de mult. Oricum este o epistolă inspirată, în care sunt două teme principale, una teologică, pe care noi ca adventiști am bătut o foarte mult legată de sanctuar, de sfințire și una epistolară în care el oferă niște sfaturi unei biserici care începuse să se răcească, sau mai bine zis, unei categorii de credincioși care provin dintre iudei, dintre evrei, care începuse să se răcească în credință și să piardă acea dragoste din tâi. În capitolul 11, autorul epistolei vorbește despre mai mulți eroi ai credinței, despre care o să vreau să vorbesc și eu în ocazia aceasta. Pornind de la credință, o viață condusă de credință. Și acum dacă vă întreb pe dumneavoastră ce înseamnă o viață condusă de credință, o să aflu o mulțime de răspunsuri. Ca să vă demonstrez. Ce înseamnă o viață trăită prin credință sau mânată de credință? S-a făcut o mare tăcere în norod. Acum vi frică să răspundeți. Da? Pe de o parte, înțelegem un anumit set de reguli sau de puncte de doctrină sau de credință. Da? Și este biblic și asta. Pavel vorbește despre credința despre care v-am propovăduit și așa mai departe. Referindu-se la doctrină, la dogmă, la teologie. Ce altceva mai înțelegem prin credință? Să -ai, ai un credere de plină în cineva da care te ajută să faci ceva. Adică vorbim despre Dumnezeu, da? Credința în Dumnezeu. Ce altceva mai putem înțelege prin credință? Cunoaștere, cunoaștere. sigur că da. Credința implică și cunoaștere, da. Să ascultăm de Dumnezeu, ascultare de Dumnezeu, da. zici că ești necredincios, nu ascult de Dumnezeu, da? Altceva. Mai dedicare, da, pasiune pentru a sluji pe Dumnezeu sau un scop anume. Observați că e un, un, adevărat evantai aici când, da, să te rogi, sigur că da. Un om credincios se roagă, face parte din, din practica lui. Ce, ce mai înseamnă să ai credință? Teamă de Dumnezeu, Teamă de Dumnezeu da? Am obținut deja o imagine destul de complexă a, a credinței. Și în Epistola către Evrei, capitolul 11, începând de la versetul 1, ni se dă o definiție a credinței. Nu înseamnă că este doar asta, v-am spus în alte pasaje biblice, este definită în mai multe feluri. Și credința este o încredere neclintită în lucrurile nădășduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Dacă ai credință, pleci din punctul A, nu vezi punctul B și ai credință că vei ajunge acolo nu știi exact cum vei face lucrul ăsta, poate să faci un anumit plan, pe parcurs îl mai schimbi, dar credința este cea care te face să rezolvi lucrurile în viață. Noi nu putem să funcționăm fără credință, chiar dacă nu credem în Dumnezeu. Așa ne-a făcut Dumnezeu încât să depinde de credință. Fiecare respirație și orice facem în viață are nevoie de credință. Dacă vorbim de credința în Dumnezeu, Aici iarăși ne împărțim în mai multe categorii. Pentru că unii se referă doar la un set de dogme și spun: "Asta înseamnă credința. Dacă un pic e știrbit ceva de acolo, înseamnă că nu ești în credința adevărată." Iar alții au o imagine mai largă, spunând că această credință, da, implică și o cunoaștere a lui Dumnezeu teoretică, dar te ajută să faci ceva cu viața ta. Și aici, în uh, toată această expunere a eroilor credinței, vedem că au ceva în comun, dar au și lucruri particulare. Eu o să subliniez: uh, Că toți au avut credință în Dumnezeu și toți au avut realizări în viața aceasta cu bătaie spre veșnicie. Și aș vrea să punctez un lucru foarte important. Noi, foarte mulți dintre noi, când ne referim la trăirea vieții de credință, ne referim doar la respectarea unui set de reguli și la abandonarea vieții acesteia ca să o așteptăm pe aia viitoare, ceea ce este fals, greșit. Ați înțeles unde vreau să bat? Noi, foarte mulți dintre noi, ne lipim de un crez, de o dogmă și nu este un lucru rău, abandonăm viața asta și spunem că ne pregătim pentru aia viitoare. Lucru pe care toți eroii credinței nu l-au făcut. Au trăit viața asta cu impact asupra celorlalți, ca o mărturie pentru Dumnezeu și ca o încununare cu viața viitoare. Noi am făcut aici o suspensie, o prăpastie foarte mare și spunem, nu, viața asta renunțăm la absolut tot, nu mai realizăm nimic ca să ajungem la viața viitoare. Prin credință, Abel a ales să-i slujească lui Dumnezeu cu prețul vieții, ca să aibă o conștiință curată, să-i se închine lui Dumnezeu așa cum crede. Ce mă învață pe mine Abel? Să nu fiu duplicitar. Adică, dacă susțin un lucru, să-l susțin până la capăt, fără să scald lucrurile. Abel a zis, eu așa știu că trebuie să mă închin și așa mă închin. Bineînțeles că fratele lui n-a suportat lucrul ăsta și l-a omorât. Câți oameni de genul ăsta credincioși mai întâlnim? Să fie consecvenți cu ceea ce spun și ceea ce fac, da? Cu prețul vieții. Prea puțin, foarte puțin dintre noi. Știți de ce? Pentru că la un moment dat, în drumul ăsta al credinței, intervin anumite interese. Și dacă credința asta îmi aduce anumite leziuni în interese, încep să o scald. Și zic, e, lasă, că nu-i chiar așa aici. Dincolo, deși eu știu că nu cred așa. Și în felul ăsta învățăm să devenim duplicitari. Abel n-a fost duplicitar. Cu prețul vieții a apărat credința în care el era convins că este adevărată. Apoi, dacă vorbim despre Noe, ce vă sugerează dumneavoastră Noe? Ca personaj biblic. Ce vă inspiră? Pentru ce a luptat noi? Pentru credință. Dar observați că toată viața lui Noe era, avea un singur scop: să clădească corabia pe care i-a poruncit Dumnezeu să o, să o facă, să o construiască, pentru ca să fie salvat el și familia lui, și dacă ar mai fi vreo și alții. A mai avut alt scop noi în viața lui? Nu. Viața aceasta în care suntem noi ne-a învățat că putem să facem de toate și nimic. Poți să fii expert în de toate, să știi de toate și plină lumea de experți în de toate. Dacă deschideți device-ul da, și începeți să, să, căutați pe acolo, este o grămadă care vă să te învețe și să-ți vândă cursuri. De -aia ei n-au nicio specializare, majoritatea dintre ei și nu trăiesc ceea ce spun. Sunt atât de mulți oameni de succes pe internet că cred că am salvat lumea dacă ar fi pe bune. Dar dacă ei puțin la purecat, îți dai seama că e vai de capul lor. Noe, în schimb, a trăit toată viața pentru idealul ăsta să construiască corabia. Și să nu credeți că a fost un prostănac din ăsta care n-a avut ce face și a zis să mă apuc și eu să fac corabia, că oricum eu vreau să scap de ăștia, că ăștia sunt necredincioși. Nu. să construiește o corabie care să reziste câteva luni, un an de zile pe apă, e ceva. Înseamnă că a avut ceva în minte. Vorbind despre oamenii conduși de, o, de un scop nobil în viață, îmi vin în minte mai multe nume. Câți dintre voi vă aduceți aminte de, de, ziua căsătoriei? Mâna sus. Da? La câți dintre voi s-a cântat marșul nupțial al lui Mendelssohn? La mine nu s-a cântat, că a fost ceva muzică de Tchaikovsky. Câți dintre voi ați avut melodia asta? Ta, 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 ta operele lui Bach și a lui Handel. Până în secolul XIX, Bach și Handel au fost uitați. Au trăit, oamenii ăștia au fost dedicați artei 100%, au fost niște genii și au fost uitați. Pe fiecare partitură, Bach nota S și G. Soli de o gloria. Acum, când ne uităm în spate, pf, sunt niște genii incontestate. Da? Pentru că prin ceea ce au făcut, au demonstrat că viața lor a fost dedicată unui scop nobil. Unii dintre ei chiar nu au fost recunoscuți în timpul vieții. De fapt, foarte mulți oameni de valoare nu s-au bucurat de rodul muncii lor. Și printre care, dacă e să vorbim, marele Vivaldi a murit în mizerie. Deși a fost foarte cunoscut în vremea lui. Asta nu înseamnă că n-a avut valoare. Valoarea lor a fost apreciată mult mai târziu. Zilele acestea citeam despre un mare compozitor român, și ca o mică paranteză, foarte mulți oameni de valoare au fost îngropați de ideologia comunistă și de sistemul comunist, printre care, dacă e să vorbim despre Mihail Jora, Paul Constantinescu, Dimitrie Cuclin și cel pe care îl pomenesc acum, Mihail Andricu. Nu știu câți ați auzit de el, dar dacă dați un search pe Google, o să vedeți că omul ăsta a avut o operă impresionantă. Numai așa vezi titluri de lucrări, zeci sute de lucrări scrise de el și de valoare. În domeniul sinfoniei, în domeniul simfonic, în domeniul concertelor, muzică de cameră, extraordinar. Omul ăsta a trăit pentru muzică și din muzică. A fost profesor la conservator, a avut foarte multe premii de compoziție luate, și în anul 59, Partidul Comunist a decis ca să fie defăimat public. Comuniștii aveau un, un sistem foarte draconic de a, de a toca și de a măcina personalitățile de valoare. Îi chemau, le ofereau o invitație la o întâlnire publică în care deja era făcut un dosar și se ridicau personalități plătite, mediocre, bineînțeles, majoritatea dintre ei sau alții care au ales să colaboreze cu sistemul și îl defăimau public. Am auzit că ai rude în străinătate și că tu vorbești împotriva Partidului Comunist. Erau și toți reporterii acolo și toți ziariștii și toți scriau la unison împotriva ta. Erai terminat. Ți se retrăgeau gradele universitare, tot ce ai realizat până atunci era nerecunoscut. Nu mai puteai să faci absolut nimic. Și așa s-a întâmplat și cu omul acesta. A fost defăimat public și în anul 1959, dintr-un mare compozitor, a devenit un mare nimeni, datorită Marelui Partid Comunist. Bineînțeles că valoarea lui nu a putut fi ștearsă pentru că i s-a interzis să nu fie cântate operele, nicio o formație, nicăieri, să nu cânte, nici o orchestră, altfel erau penalizați. Și târziu, aproape de pensie, a trebuit să-și facă o autocritică, să poată primi pensie din partea statului și la câțiva ani după aceea a murit. Mă de curiozitate, dați un search pe Google să vedeți Mihail Andricu. O, o mare personalitate, un, un, mare om, 50 de ani de activitate componistică. Și de asta nici n-am auzit foarte mult despre el, pentru că a fost ținut în umbră, ca mulți alții, să nu se audă despre ei. Însă omul acesta a trăit <fie> pentru un scop. Așa cum noi a trăit pentru Dumnezeu, pentru mărturisirea credinței. Oamenii ăștia au trăit ca să realizeze ceva. Și a rămas ceva în urma lor. Și întrebarea mea pentru mine și pentru dumneavoastră este, în urma noastră, ce rămâne? Că venim 10, 15, 20 de ani la biserică, ce rămâne în urma noastră? Și o să vedeți că foarte mulți dintre noi care spunem că îl iubim pe Dumnezeu și facem și dregem, în urma noastră nu rămâne aproape nimic, dacă nu nimic, decât vorbele. Noe, când a fost înștiințat de Dumnezeu despre lucruri care încă nu se vedeau și plin de o teamă sfântă a făcut un chivot ca să scape casa prin ea, el a osândit lumea. De ce sunt atât de periculoși oamenii care realizează lucruri mari în viață? Știți de ce? Tocmai pe motivul ăsta. Ei osândesc lumea. Ei o sândesc lumea. Prin activitatea lor, prin ceea ce sunt, prin ceea ce fac, ei o sândesc lumea. Și oricât de mult ai vrea să îi reduci la tăcere, n-ai cum, pentru că prin ceea ce fac și prin ceea ce cred, ei o sândesc lumea. Avram, omul lui Dumnezeu, la fel a fost chemat de Dumnezeu ca să, să călătorească și să dea mărturie despre Dumnezeu. Cine a putut să-i stea împotriva lui Avram? A putut să-i stea cineva împotriva lui Avram? A putut? Nu. Era singur. Bine, era cu Dumnezeu. Dar era singur în comparație cu toți cananiții, cu cei care erau în jurul lui. Și cu toate acestea, simțeau că în viața lui este ceva și cineva care îl călăuzește în mod deosebit. Și se temeau de El. Se temeau de El. În uh, viața Lui a dat dovadă că Dumnezeu îl călăuzește. Și au vrut unii să stea împotriva Lui. A venit faraon și a zis, dăm nevasta. A zis, soră mea, nu, bun, dă-o încoace. Cât l-a lăsat Dumnezeu să facă lucrul ăsta? A intervenit și a blestemat Femeile nu mai puteau să nască. La Abimelec, la fel. Mă zice că asta nu se pui, că pățim rău. Și au venit să se roage Avram pentru ei ca să dezlege blestemul. Puțin dintre noi mai trăim viața aceasta cu teamă de Dumnezeu în felul acesta. Astfel încât oamenii chiar să se teamă de noi. De ce? Pentru că oamenii ăștia chiar credeau ceea ce spuneau și se temeau de Dumnezeu. În credință au murit toți aceștia, fără să fi căpătat lucrurile făgăduite, căci doar le-au văzut și le-au urat de bine de departe, mărturisind că sunt străini și călători pe pământ. Dar mărturia lor a rămas și a rămas ceva în urma lor. Dacă este să vorbim despre un alt om al lui Dumnezeu, despre Iosif, la fel. Iosif a socotit că a fi integru este o calitate. Avea oportunități, așa cum spunem noi. A ajuns în casa șefului serviciilor secrete, căpetenia străgerilor. Avea ocazie să scurteze drumul spre înalt printr-un act de curvie. Și nu era oricine cea care făcea oferta. Nu? Și Iosif a zis, nu, îmi pare foarte rău, nu pot să fac lucrul ăsta. Cât l-a costat pe Iosif? Integritatea lui. Vreo 13 ani de temniță am calculat eu. 13 ani de pușcărie? Pentru ce? A fost integru? L-a iubit pe Dumnezeu? l-a slujit, însă după 13 ani de suferință, Dumnezeu o reabilitează. Poate că sunt situații în viață când datorită integrității vei suferi. Însă spunea Sfântul Apostol Petru, smeriți-vă dar sub mâna tare a lui Dumnezeu, pentru ca la vremea lui El să vă înalțe. Noi ne grăbim repede, că asta e societatea. Repede, repede, acum. Oferta, acum. Dacă nu o prinzi acum ai pierdut-o. Și momeala asta ne face să alergăm după niște lucruri care poate nici nu ne trebuie. Ne cheltuim ani din viață ca să punem repede mâna pe niște lucruri. Și apoi, poate va trebui să facem și niște compromisuri ca să avem repede acele lucruri. Însă Dumnezeu zice, smeriți-vă sub mâna tare a Lui. Pentru că la vremea Lui El să vă înalți. Așa a făcut Iosif. Iosif a zis, nu înțeleg, Doamne, nimic, dar vreau să rămân credincios. Ce s-a întâmplat cu Iosif după ce a fost reabilitat? Ce s-a întâmplat cu el? Cei care au săpat groapa au venit să-i pupe picioarele. Este greu să rămâi consecvent lui Dumnezeu și este greu să rămâi credincios. Însă, dacă faci lucrul ăsta, Dumnezeu, mai devreme sau mai târziu, te va binecuvânta. Moise n-a ales să fie numit fiul fiicei lui Faraon. Îmi place foarte mult cuvântul lui Dumnezeu. Te poți opri la fiecare virgulă și găsești chestii inspirate. Trăim într-o societate a oamenilor numiți, numiți în funcții, dar nu întotdeauna funcția echivalează cu capacitatea sau cu ceea ce ar trebui să reprezinte. Și din cauza asta, în anumite locuri, lucrurile merg cum merg, pentru că ei sunt numiți, nu dau concurs. Uneori poate fi benefică dacă se suprapune calitatea umană cu numirea. Dar dacă numirea nu se suprapune cu calitatea și cu pregătirea, e un dezastru. Pui la Ministerul Sănătății un inginer în construcții. Pui la construcții invers, pe cineva care e în agricultură. Și lucrurile ies cum ies. Pentru că oamenii au fost numiți. Și. În, în zona aceea a monarhiei era suficient să te naști în casa respectivă, că moșteneai toate privilegiile care decurgeau de acolo. Nu aveai nevoie de altceva. Sub simplu fapt că te-ai născut acolo, te făcea să moștenești tronul, să moștenești bogăție, să moștenești nume sau alte lucruri. Nu trebuia să faci absolut nimic pentru că ale erau ale tale pentru viață. Și Moise a refuzat să fie următorul farao. Doar ca să sufere împreună cu poporul lui Dumnezeu decât să se bucure de plăcerile de o clipă ale păcatului. Și într-adevăr a avut de suferit. A avut de suferit lângă poporul lui Dumnezeu mai mult decât oricând. El care a venit să-i salveze, ce s-a întâmplat cu el? Poporul când apăreau probleme și necazuri, ce ziceau? cine e de vină? Dumnezeu și Moise. Și cred că a fost mare, mare suferința lui Moise și nu știu dacă nu și-a pus el de multe ori întrebarea asta, oare nu mai bine acceptam să fiu eu fiul fiicei lui Faraon? <laughs> decât să stau cu ăștia, cu nemulțumiții ăștia în pustie și să mă toc la cap, că n-au prepelițe, că n-au mâncare, că n-au apă, că n-au nu știu ce și să mă acuze pe nedrept de niște lucruri. Probabil că s-a gândit și în felul acesta, sau cel puțin și-a pus niște întrebări. Însă, Moise a fost omul ghidat de Dumnezeu și omul care a ales să-l slujească pe Dumnezeu. Știți că se zice în popor cine râde la urmă, râde mai bine. Ce-ar fi fost Moise dacă ar fi acceptat să rămână numit? Poate că am fi auzit de el că a fost un faraon al Egiptului, am fi vizitat mormântul lui, cum vizităm pe lui Tutankamon sau care a mai fost pe acolo, și ar fi scris acolo. Ăsta este mumia de Moise, o stafidă așa pusă într-un sarcofag, ia uite-l pe Moise. Însă, prin faptul că el a refuzat acest privilegiu, citim în cartea Deuteronomului, finalul, bineînțeles, n-a fost scris de el, a fost scris de altcineva, că n-a mai fost om ca Moise în toată istoria lui Israel și nici profet ca el, să facă minunile pe care le-a făcut el, să vorbească cu Dumnezeu gură către gură și mai mult decât atât. Nu scrie acolo, dar scrie scriptura, să fie înălțat la ceruri și să vină la schimbarea la față, să-l încurajeze pe Mântuitorul înainte de patima sa. Este extraordinar. Moise a refuzat să fie numit fiul fiicei lui Faraon, dar în schimb, acest refuz i-a dus o răsplată și mai mare. Dar faptul că a refuzat nu l-a făcut să trăiască o viață mediocră și o viață fără semnificație. Noi suntem maestri ai negării și am creat un adevărat sistem al negării și o predicare a renunțării la lume și un mesaj din ăsta acid împotriva a tot ce este oarecum o plăcere în lumea aceasta. Și dacă deschideți internetul, sunt mulți care fac bani serioși din treaba asta. Și au făcut din Evanghelie o măciucă foarte uh, tare, așa, dură, și consideră că a păzi credința înseamnă doar să renunți la anumite lucruri. Și ei trăiesc credința doar prin renunțare. Și trăiesc ca niște frustrați toată viața lor. Și o să-i vedeți că n-au alte subiecte decât cafeaua, mâncarea sau nemâncarea de carne. Mai nou este o profeteasă din asta pe internet care ne spune să nu mai facem copii. Da? Și are, e tare în vogă pe acolo și are așa și glasul ăla, zici că acum au picat din cer, din slăvile senine și începe să ne spună să nu mai facem copii că vine Domnul. Da, e chestie de actualitate. Și chiar a intrat în, în colții polemicilor. Asta este pentru unii Evanghelie. Asta înseamnă pentru ei. Sau să ne speriem că vine Domnul, vine Domnul, gata, renunțăm la toate și pentru ei asta înseamnă trăirea vieții de credință. Dacă stai ca un pipirig, fricos, toată ziua, că vine, vine, vine. Ați văzut pe unul din oamenii ăștia ai credinței trăind în felul ăsta, eu nu i-am văzut. Și eu nu cred că au trăit în felul ăsta. Cred că au trăit cu o perspectivă cât se poate de largă împărăția lui Dumnezeu, care i-a făcut să realizeze lucruri extraordinare în viața asta. Păi dacă tot e să vină împărăția lui Dumnezeu, hai să facem lucruri cât mai mărețe. Ca să-i dăm slavă lui Dumnezeu în lumea asta. Și dacă păgânii nu se temeau să meargă în luptă pentru că vor deveni zei după ce vor muri, noi n-ar trebui să avem o motivație mai înaltă că după ce părăsim viața asta urmează împărăția lui Dumnezeu. De unde ideile astea, că dacă vine Domnul gata, trebuie să renunțăm la tot, să abandonăm, să nu mai luptăm, să nu mai realizăm nimic? Toți oamenii aceștia au lăsat ceva în urma lor care ne inspiră, și când citești despre viața lor, e slavă Domnului că a trăit omul ăsta pe pământ. Că dacă ar fi trăit potrivit Evangheliei, pe care o predică mulți, ai zice, încă un frustrat și încă un frustrat și încă un frustrat și nu vreau să devin în felul ăsta. Și întrebarea de bun simț este dacă adopți stilul ăsta quasi ascetic, la ce folosește lumii? La ce folosește lumii sfințenia ta polișată de felul ăsta? La nimic. Ori dacă te uiți la oamenii aceștia lui Dumnezeu, sfințenia lor a slujit la ceva. Prin credință, zice versetul 33, au cucerit ei împărății, au făcut dreptate, au, căpătă, au căpătat făgăduințe, au astupat gurile leilor, au stins puterea focului, au scăpat de ascuțișul sabiei, s-au vindecat de boli, au fost viteji în războaie, au pus pe fugă oștirile vrăjmași. Dacă citim despre istoria lor, ești inspirat. Băi, ăsta e un model pentru mine. De curaj, de... Citești despre Osua acolo. Păi nu era un fricos. Cu cât erau mai mulți, zice, dacă Dumnezeu mi-a dat în cuvințarea, în mijlocul lor mă înfig. Și Dumnezeu i-a dat izbândă. Că citești de credința lui Daniel, a lui Avram, ești inspirat. Pentru că au fost niște oameni curajoși. Niște oameni care n-au trăit degeaba. Astfel, dacă avem un nor așa de mare de martori ai lui Dumnezeu, care au trăit viața aceasta cu putere și cu folos, haideți să ne gândim pentru ce luptăm noi în viața asta și care sunt mizele. Și s-ar putea să ne dăm seama că nu prea rămâne mare lucru în urma noastră. Și dacă nu rămâne, ar trebui să ne gândim, oare nu trăim degeaba? Majoritatea oamenilor, dragii mei, care nu au idealuri și nu au ținte mare în viață, au murit. Și sunt niște morți vii și vezi, frustrați peste tot, încruntați și foarte acizi, așa. De ce? Pentru că n-au motive să fie împliniți cu ceea ce fac și nu sunt împliniți cu ceea ce fac. Însă Dumnezeu vrea ca viața noastră să fie una fericită. Una prin care să dovedim lumii că a fi un om al lui Dumnezeu înseamnă ceva. Și doar în momentul în care încep să însemn ceva, oamenii te vor lua în serios. Pentru ce lupți? Pentru un scop sau pentru scopuri? Găsiți dumneavoastră răspunsul la această întrebare. Amin. Amin.